decât poate la anul. Sigur la anul. Nu trebuie să urmăriți neapărat mișcările încă fragile ale acestor copii minunați. Felicitări, apropo. Felicitări că i-ați făcut. Le-ați făcut preferință. Așteptăm și un balet numai cu băieți. Dacă nu au, vă rog, până la anul, aveți 9 luni la dispoziție. Nu vă uitați la mișcările fragile și nesigure. Uitați-vă, dacă puteți prinde privirea lor, care este neschimbată și la noi. Chiar dacă ne-am maturizat, avem aceeași curiozitate ca cea pe care o vedem în ochii lor, de a cunoaște și de a învăța. Uneori mai greșim, ne mai înjurăm pe aici, pe acolo, pe la intersecții, dar de fapt am rămas aceiași copii și sper, sunt sigur că dumneavoastră vă veți căpăta puțin din inocența lor privind acest spectacol. Iartă-mă, domnișoară, dar nu știu de ce ai mai intrat. Că mi-am găsit un prieten. Eram sigur, cum te las puțin singură? Îl cheamă Zuzu, am înțeles. Sper că publicul îl cunoaște. E mascota școlii. Mascota Zuzu a școlii. Sper că aveți 3.000, nu? Oricum, el o să le ajute pe fetițe în seara asta să danseze cu... A fost de bun augur mascota, de vreme ce suntem la a 7-a ediție. Să le urăm succes în continuare, încă pe atâți ani, încă 7 pentru început. Și te rog să ne spui ce urmează. Urmează grupa C1-5-e, Berbii, profesor Cristina Cioroiu, care o să ne prezinte Păstrăvul, muzica Franz Schubert, coreografia Iuliana Riz.